Putem începe, da? Dacă ați studiat procesul verbal de la ședința anterioară și dacă sunt discuții referitor la acesta. Dacă nu sunt, spune la vot. Cine este pentru? Împotriva, cine nu. Dăm citire proiectelor de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli trimestrul 2 pentru anul 2021. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea ASCL numărul 30 din 30.06.2021 privind aprobarea valorii actualizate a investiției, modernizare, renovare și dotare cămin cultural din satul Botești, Comuna Ungureș, județ Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind UAT Bereș-Bistrița calitate de... Primirea UAT Bereș-Bistrița. Privind... A, primire. UAT Bereș-Bistrița în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, și modificarea actului constitutiv și a statutului acestuia. Și 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită conform legii numărul 15/2003 a suprafeței de până la 500 de metri pătrați de teren în vederea construirii unei locuințe proprietate personală pentru 3 beneficiari în satul Ungureni. Dacă sunteți de acord cu proiectul pe ordinea de zi, spunem la vot cine este pentru. Primul punct de pe ordinea de zi, prezentat de doamna Alexandra. În moment, dacă este de acord, noi să așteptăm, vă că vine și domnul Dean Eugen. Îl așteptăm. Se vine că am început noi mai repede cu un minut. Iar de acord. Ah, cu ordinea de zi s-a votat, este da. Unanimitate. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli trimestrul 2 pentru anul 2021. Doamna Dumbrava. Primarul Comunei Ungureni, județul Bacău, văzând referatul de aprobare al primarului Comunei Ungureni, în calitatea sa de inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrat sub numărul 3476 din 5-7-2021, și raportul numărul 3477 din 5-7-2021 al compartimentului financiar contabil, prin care se propune aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli trimestrul 2 pentru anul 2021, în temeiul articolului 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propune contul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Ungureni pe trimestrul 2 al anului 2021, după cum urmează. Total venituri din, conform planului, 5.409.060, realizat 5.295.801,30, din care venituri proprii 908.450, conform plan, realizat 358.120,17, impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, conform plan 460, realizat 654,50, cote defalcate din impozitul pe venit, conform plan 218.000, realizat 298.273,81, sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, conform plan 242.000, realizat 268.074, sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean, conform plan 216.000, realizat 235.479, sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 566.000, conform plan, realizat 551.420, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, conform plan 747.000, realizat 600.000, vărsăminte din secțiunea de dezvoltare, cu minus 599.500 conform plan, realizat 63.131, vărsăminte din secțiunea de dezvoltare conform plan, 599.500, realizat 63.131, subvenții de la bugetul statului pentru acordarea ajutorului de încălzire conform plan 650, realizat 630, finanțarea programului național de dezvoltare locală conform plan 2.485.000, realizat 2.957.649,83, sume primate în contul plăților efectuate în anul curent, conform plan 25.500, realizat 25.500, prefinanța total cheltuieli.
4.780.250, conform plan, realizat 4.298.134,71, din care cheltuieli de personal administrație, conform plan 675.014, realizat 660.841, bunuri și servicii administrație, conform plan 250.100, realizat 214.439,10, plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, 27.214 conform plan, la fel și realizat, cheltuieli de personal protecția civilă și protecția contra incendiilor, conform plan 104.500, realizat 101.810, bunuri și servicii învățământ primar și secundar inferior, conform plan 183.000, realizat 79.826,05, alte cheltuieli în domeniul învățământului, conform plan 25.000, realizat 12.000,01, alte instituții și acțiuni sanitare, conform plan 320.000, realizat 211.086,63, alte servicii în domeniile culturii, recreării și religiei, conform plan 2000, realizat 1.450, cheltuieli de personal pentru asistenți personal pentru persoane cu handicap, conform plan 200.001, realizat 106.740, indemnizații persoane handicap, conform plan 180.900, realizat 165.535, ajutoare sociale în numerar, conform plan 3150, realizat 2630, cheltuieli de personal în domeniul asistenței sociale 80.000, conform plan, iar realizat 77.032, alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale, conform plan 5500, realizat 519, alimentare cu apă 15.200, realizat 15.027,36, bunuri și servicii iluminat public 88.100, conform plan, iar realizat 82.552,84, bunuri și servicii în domeniul dezvoltării comunale, conform plan 103.000, realizat 73.462,91, cheltuieli de investiții în domeniul dezvoltării comunale, 2.298.000, conform plan, 2.271.130,76, realizat, colectarea, tratare și distrugerea deșeurilor, conform plan 113.000, realizat 91.562,05, realizat, bunuri și servicii drumuri, 106.500 conform plan, realizat 39.448. Mulțumesc! Discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, nu? Abțineri? Dăm citire la punctul 2, nu? Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 30 din 30.06.2021 privind aprobarea valorii actualizate a investiției, modernizare, renovare și dotare cămin cultural din sat Boteș, Comuna Ungureni, județul Bacău, tot doamna Dumbrava. Primarul Comunei Ungureni, văzând referatul de aprobare al primarului Comunei Ungureni în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub numărul 3567 din 9.07.2021, precum și raportul compartimentului de specialitate al primarului înregistrat sub numărul 3568 din 9.07.2021, hotărârea Consiliului Local Ungureni numărul 30 din 30.06.2021 privind aprobarea valorii actualizate a investiției modernizarea, renovarea și dotarea căminului cultural din satul Botești, Comuna Ungureni, județul Bacău, cât și devizul general actualizat pentru cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile privind investiția, modernizarea, renovarea și dotarea căminului cultural din satul Botești, Comuna Ungureni, județul Bacău, în temeiul dispozițiilor articolului 139 aliniatul 1 și articolului 196 aliniatul 1 litera A din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, propune. Se modifică articolul 1 la HCL numărul 30 din 30.06.2021 privind aprobarea valorii actualizate a investiției, modernizarea, renovare și dotarea căminului cultural din satul Botești, Comuna Ungureni, județul Bacău, după cum urmează. Se aprobă valoarea totală actualizată a investiției, modernizarea, renovarea și dotarea căminului cultural din satul Botești, Comuna Ungureni, județul Bacău, astfel. Valoarea totală a investiției, 1.110.991 lei, conform deciziului general, eligibil și neeligibil, conform anexei numărul 1 a prezentei hotărâri. Valoarea eligibilă, 674.938,90 lei, conform deciziului general, cheltuieli eligibile. Valoare neeligibilă, 436.053,10 lei, conform deciziului general, cheltuieli neeligibile. Mulțumim și noi. Discuții? Nu supune la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, nu. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind OAT Botești, proiect de hotărâre privind primirea la OAT Botești, domnul vice.
Având în vedere tratatul de aderare la Uniunea Europeană, prin care României i-a revenit obligații care implică investiții importante la serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, iar în urma unei asistențe tehnice de care beneficiază Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, dar și autorității locale din județul Bacău, s-a întocmit un plan de investiții general, master plan, pentru județul Bacău, care cuprinde măsurile necesare în vederea atingerii standardelor Uniunii Europene, conform calendarului stabilit la nivelul județului Bacău, a fost înființată Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP. Din punct de vedere economic-financiar, în contextul actual, înființarea operatorului regional și delegarea către acesta a serviciului de alimentare cu apă de canalizare reprezintă cea mai potrivită strategie pentru obținerea celui mai bun raport calitate-cost și realizarea indicatorilor de performanță ai serviciului prestat utilizatorilor la nivelul de calitate și la termenele stabilite potrivit legislației în vigoare. În particular, existența unui operator regional căruia să îi fie delegată gestiunea serviciului creează anumite avantaje financiare, astfel, realizarea unor economii de scară, diminuarea cotei de finanțare și a infrastructurii datorită caracterului nerambursabil al finanțării care se va reflecta în tariful practicat, diminuarea costurilor financiare și asigurarea unui flux de lichidități corespunzătoare, etc. Având în vedere cele de mai sus și beneficiile aduse de existența operatorului OAT Berer Bistra în județul Bacău, prin reprezentantul ei, a solicitat primirea în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. În concluzie, având în vedere importanța participării în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, supune spre analiză și aprobare primirea OAT Berej Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Discuții referitor la acest proiect. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abținerii. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită, conform legii numărul 15 din 2003, a suprafeței de până la 500 de metri pătrați de teren în vederea construirii unei locuințe, proprietate personală pentru 3 beneficiari în satul Ungurie. Domnul vice. Având în vedere prevederile legii 15 din 2003 cu privire la atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de până la 500 de metri pătrați de teren, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, dosarul depus de către solicitanți cu declarație pe propria răspundere că nu dețin în proprietate o locuință sau un teren destinat construirii unei locuințe pe raza Comunei Ungurin, propus spre aprobare Consiliul Local care se va întruni în ședința de astăzi, proiectul care s-a întrunit, de fapt, proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită conform legii 15 din 2003 a suprafeței de până la 500 metri pătrați beneficiarilor. Buga Alexandru Andrei, Tiron Teodora Sonia și Popa Virgil Vasile. Discuții? Punem la vot cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumim pentru participare.